Și în vis mi-a apărut și bunica. Dar și mama cu o soră. Și în acest vis, bunica primise de la o persoană o fustă. Dar aici sunt și niște lucruri care Domnul mi le-a făcut cunoscute pentru biserica din care fac parte, în special pentru surori, care au niște lucruri de schimbare a ele, în privința vestimentației. Și poate dacă sunt surori care se regăsesc aici, sper să se schimbe și ele și să le ajute acest vis. Bunica primise o fustă de la o femeie. Și această fustă în partea din față părea a fi fustă normală și în partea din spate se vedea cum sunt pantalonii. Fix ca o peche de pantaloni se vedea în spate și în față se vedea ca o fustă. Și mă gândeam, de ce se vede așa? Și Domnul mi-a zis. Partea din față arată faptul că surorile în biserică vin îmbrăcate în fustă, dar în spate, adică după adunare, acasă ele poartă pantaloni, poartă și pe stradă, poartă și magazine. Nu țin cont de asta, ele se dau credincioase doar în adunări, dar acasă nu mai sunt așa. Acasă sunt ca celelalte persoane. Nu fac referire la grup aici. Deci nu fac referire, ci fac la adunarea din care fac eu parte și ceea ce spun acum este adevărat, am văzut și eu cu ochii mei acest lucru, am fost și în vizită la niște surori, deci tot este adevărat. Cine se regăsește, mă bucur dacă se regăsește, poate acum este timpul să se schimbe și Domnul să vă ajute la asta. Apoi, eram și eu în acest vis și bunica îmi dăduse și mie o fustă. Și fusta asta era lungă și găurită. Și mă gândeam, de ce e găurită? De ce așa, e lungă și găurită? Și mi-a dat că este găurită pentru faptul că va veni o sărăcie peste noi. Deci va veni sărăcie, va veni și foamete, o foamete foarte mare și va veni și o sărăcie peste noi. Nu o să ne mai permitem nici măcar haine să ne cumpărăm. Ne vom împrumuta unii de la ceilalți. Vom coase hainele cele vechi, le vom cârpi ca să putem să mai purtăm. Deci va veni o mare sărăcie peste noi, va veni și foamete. Apoi m-am văzut pe mine stând în brațele mamei, în poală, și eram îmbrăcată în pantalon scurt și în tricou. Și eram foarte slabă. Deci foarte slabă eram în acel vis. Mai cum se vedeau și oasele, ca să spun așa. Și mă întrebam ce înseamnă chestia asta. Și Domnul mi-a zis că faptul că eu arătam așa slabă se datorează faptul că va veni o mare foamete. Va fi foarte mare foamete asta. Adică vom duce lipsă, adică cei credincioși în special. Nu celor care suntem, pe care Domnul ne va purta de grijă. Dar, în general, va veni o secetă și va veni și foamete pe pământ. Sărăcie va fi. Și eu i-am îmbrăcat în pantalon scurt și în tricou și mă gândeam, de ce sunt îmbrăcat așa? Eu nu port nici acasă, eu nu port măcar noaptea așa ceva. Pentru că mi-e frică, mă gândesc, nu vreau să supăr pe Domnul, nu pot să port așa ceva. Așa că mi-a spus că sunt surori care pe acasă poartă pantalon scurt și tricou, în special vara, dar mai poartă și noaptea când se bagă la somn. Mie așa mi-a spus. Mie așa mi s-a tălmăcit. Apoi, am văzut-o pe sora mamei, cu ea, erau mama și o soră de ei care nu prea se înțelegeau. Dar am văzut că deschisese un bagaj și acolo am văzut că erau niște bani. Erau o hârtie de 50 de lei, o hârtie de 10 lei și o hârtie de 100 de lei. Și iar Domnul ne trimite la Scriptură, trebuie să deschidem pagina la 10, la 50 și la 100. Nu mai stau acum să spun pe acele cifre, dacă vrea cineva să afle mai multe detalii, nu știu, cereți Domnul lumină și călăuzire să vă spună cam ce vreau să zic în acele pagini. Dar eu m-am uitat așa în mare și facem referință special la biserică și la biserica mea. Eu vorbesc de biserica de unde fac eu parte. Acum, nu știu. Cine vrea să afle mai multe, poate să se uite să cerceteze personal.